Tache, e soră bună cu trezitul de dimineață. Ascult-o la TikTok. Hai, bună dimineața, bună încă o dată, 10 și 30 de minuțele și mă bucur de fiecare mesaj primit de la voi pe WhatsApp. Au venit multe recomandări muzicale, promit să mă uit și în același timp să aleg din ele și să mai și dăm pe post, dar până una alta, să nu stăm pe loc că n-are rost, o țin și într-o rimă așa și să-i spun bună dimineața și Anei Stanciu! Bună dimineața! Ana este colega noastră, este mămică, este pasionată de tot ceea ce înseamnă experiență cu copiii în ultimii ani de zile, nu-i așa? Lumea mea s-a învârtit în jurul lor. Da, ai trecut și pe la noi, adică nu ne-ai lăsat nici pe noi să ni se facă dor de tine. Da, păi da. Nu pot să stau departe de radio, știi cum e, e ca un... drog. Da, așa e. Pe sub piele și acolo rămâne. E în sânge. Așa cum și pasiunea pentru carte, în ceea ce te privește, e în sânge, pentru că m-am uitat la tine pe story-uri, Ana, și am văzut că faci foarte multe activități cu copiii tăi, orientați spre zona asta educativă. Trăim într-o epocă în care mai toată lumea e cu telefonul mobil în mână, mai toată lumea e pe fast forward și totuși tu găsești timpul și resursele în așa fel încât să-i înveți pe ăștia mici să mai și dea o pagină de carte. Da. Știi care e faza atunci când avem un copil? Una din nevoile noastre, în afară de a-l ține sănătos și fericit, este chestia aia de a-i dezvolta orizontul, de a-l pune în cât mai multe situații, de a-i, a-l expune. Uh-huh. Și putem să-l expunem la un număr limitat de experiențe, evident, că nu avem acces la, nu știu, să-l plimbăm prin toată lumea de la 0 la 1 an. Așa că... dacă e recomandat neapărat, că se zboară mult cu avionul, nu știi cum e presiune multă. Așa că nu e la îndemână, e cel mai la îndemână lucru să iei o carte și să, nu știu, să-i citești, să-i spui, uite mami, așa arată animalele, așa arată avionul, așa arată... nu știu, utilajele, că fiul meu este disperat după utilajele de pe șantier și totuși nu l-aș duce așa pe șantier, știi? Să vadă, da. Vorbeam puțin mai devreme și cu invitata dinaintea ta despre jucăriile, cadourile pe care ar trebui să le facă părinții acum, mă rog, ar trebui. E tradiția asta, să facem cadouri de 1 iunie. Și vreau să povestim despre asta cu cărțile. Cărți, ok, dar în același timp au mai apărut platforme de content. A apărut zona de audiobook-uri. Către ce să ne uităm? Către ce să ne organizăm? Uite, așa cum spui tu că au apărut tot felul de chestii, exact așa și la cărți au apărut tot felul de modele de cărți, diferite cărți. Adică nu mai este doar cartea clasică cu povești. Uh-huh. Acum avem cărți de desenat, cărți cu sunete, cărți cu inserții tactile, cărți, nu știu, foarte multe, cu activități de numărat, de lipit, de... Îmi povesteai mai devreme despre o carte pe care poți să pictezi cu apă? Da, adică genul ăsta de desen care nu mai murdărește. Da, exact. Adică sunt foarte multe opțiuni. Aproape cărțile devin jucării, sunt atât de frumoase, încât nu mai e doar povestea aia clasică, știi, pe care o citim înainte de culcare, care, apropo, e minunată, adică... Și e ce trebuie, cât se poate de sănătoasă în dezvoltarea copilului. Ok, deci odată cu tehnologia și cu avansul tehnologic au apărut și cărțile astea ca tocmai ca să țină pasul, nu? Da. Pentru că e inevitabil o luptă între cărți și jucării. Nu se exclud una pe cealaltă, adică copilul are nevoie și de una și de cealaltă, dar... nu știu, personal, cred că se poate ajunge la un cadou de 1 iunie în ceea ce privește o carte care să fie foarte frumoasă, știi? Și interactivă în același timp. Exact, și interactiv și frumos și educativ. Recomanzi totuși și audiobook-urile? Da, sigur că da. Acum sunt foarte multe, mai ales și pe YouTube, sunt povești pe care le pot asculta copiii. Sunt liniștitoare înainte de culcare, mai ales... dar cred că e interacțiunea dintre părinte și copil, dacă îi citește părintele înainte de culcare sau în orice moment al zilei, dacă copilul o cere, este priceless. Uh-huh. Pur și simplu se creează o conexiune, se nasc discuții acolo pe care părintele le are cu copilul, se nasc întrebări și e o conexiune care nu poate fi înlocuită de un audiobook. Păi dar e foarte bun. Așa era cumva și pe vremea noastră, dacă stăm să ne gândim, că aveam magnetofoanele sau
casetele alea cu bandă, știi? Da. Și la fel, adică ok, ne puneau părinții eventual o casetă sau ceva de genul ăsta, dar parcă tot mai mișto era când stăteam în brațe acolo și efectiv ne citeau ei. Și da, într-adevăr, chestia asta cu pusul de întrebări, că aveai ocazia să interacționezi, să pui întrebările și să găsești răspunsuri. Și evident să-ți dezvolți imaginația, până la urmă, că despre asta este vorba. Care e activitatea ta preferată cu cei mici? Cu Iris și cu Alex. Da, dacă vorbim de activități preferate, cel mai mult îmi place să mă duc cu ei în parc, pentru că este le consum energia, sunt tot felul de chestii care se întâmplă acolo și care îi provoacă și le place foarte mult, dar înăuntru cred că să desenăm, să citim împreună, să facem puzzle, acum fiimea este disperat să facă puzzle. A ajuns în punctul acela. Tu când erai mică, ce te jucai, Ana? Mai când eram mică ca ei sau când eram mică mai mare? Îți alegi tu perioada, copilărie. Așa, să fie. Copilărie mă duce cu gândul, copilăria mă duce cu gândul la școala generală și nu mi-e rușine să zic, ne jucam flori, fete și băieți foarte mult. De ce să-ți fie rușine? E mișto de jucat flori, fete și băieți și acum, no? Dacă, da, normal. Și cu tot felul de alte categorii ce ne mai trăzneau nouă prin cap. Da, într-adevăr, adică e un joc din ăsta pe care și adulți fiind, la o, știi, citirică undeva acasă, într-o seară la cineva, se poate juca relaxat. Adică e un joc din ăsta pe care putem să-l jucăm la orice vârstă. Și când vine vorba de muzică, că na, om de radio, fără muzică, piesă preferată sau artist preferat? Din copilărie? Care ți-a marcat Michael copilărie? Jackson. Michael Jackson. Da, ne uitam la videoclipuri și mi-amintesc cum o întrebam pe mama, dar cine e? Și dansam și ne îmbrăcam. Deci da, Michael Jackson. Michael Jackson, cu siguranță, primul artist de culoare care a apărut vreodată la MTV, mai ales că noi suntem generația MTV, de ne tot uitam și ne tot uitam. La mine se zice că e Freddie Mercury. Tot în perioada. Dar Michael Jackson, mult mai. Frumos și Freddie, da. Nu, da. Frumos și bine. Frumos, da. Uite că am găsit Black or White de la Michael Jackson. Îți place asta? Perfect. E da, bun. Da. Știi de ce m-am gândit? Am zis, mă, te-ai gândit și tu de la Michael, dar am zis și eu, zic asta, Black or White, măi nenec, pentru că, apropo de copilăria noastră, când televizorul era alb-negru, știi? Și acum gândim mult mai colorat, ce să vezi. Da, da. Bun, deci o carte, recomandare de 1 iunie. Nu, o carte recomandăm. Exact. De asemenea, celor care ne ascultă, să pună în cadoul copilului de 1 iunie. Da. Da. Am și spun și de ce. O carte este și transmisă mai departe către frații, surorile mai mici. Se împachetează ușor. Unele, adică nici nu ai nevoie să schimbi bateria cum o schimb la alte jucării, știi? Corect, da. Deci sunt toate motivele să o alegi. Și nu mai zicem și de faptul că știi cum e, exact cum ziceai și tu, creezi amintirea aia cu copilul care să rămână peste ani și ani, exact, și să te țină minte citindu-i din cartea aia de povești. Da. Aveai vreo carte preferată când erai mică? Asta am uitat să întreb. Vine Harry Potter în cap. Le-am citit, le-am împrumutat de la bibliotecă și cred că le-am citit de 10 de ori pe fiecare. Mama, Ana, trebuie să-ți fac o mărturisire. Primul 4 din viața mea l-am luat în clasa 4-a la lectură, pentru că nu am citit Framursul Polar. Vai. Tu ai citit Framursul Polar? Băi, l-ai fi citit. Sigur, zic eu, dar era cea mai groasă carte din bibliotecă la vremea aia, știi? Da. Mișto. Uite, ce throwback frumos și ce amintiri frumoase. Mulțumesc pentru treaba asta, Ana Stanciu. Ne-am emoționat împreună mămici la radio în dimineața asta. Și mersi că ai venit. Păi pupăm tare, tare și pe Alex și eu pe Iris. Mulțumesc, Ana. Mulțumesc că mi-ai deschis iarăși microfonul ăsta. Păi frumos. Cum să nu? Hai să-ți fac și niște poze. Michael Jackson, Black or White la Virgin Radio. Ana Stanciu, mersi mult de tot. Și eu.